vom afla ce s-ar fi întâmplat dacă pământul ar fi fost pătrat. Sincer să vă spun, băieți și fete, când eram mai mic, chiar mă gândeam la chestia asta. Adică, oare cum ar fi funcționat situația? Adică, și acum e destul de ciudat când stai să te gândești că pământul este rotund și că la un moment dat ești gen practic sub el și na, n-ai nicio treabă. Însă dacă ar fi fost pătrat, ai fi căzut pe cealaltă parte a pământului. Adică, băi, e foarte, foarte ciudat. Însă bănuiesc că acest videoclip o să ne răspundă la toate întrebările astea, că sunt niște întrebări care merită puse și merită răspunse. Vedeți că merge și rima. V-ați întrebat vreodată de ce toate planetele sunt perfect rotunde? A, uite, eu chiar m-am întrebat. Și da, frate, sunt perfect rotunde, bă, voi vă dați seama. Gen perfect rotunde, nu că te pun pe tine să desenezi un cerc. Fim toți cum desenăm toți un cerc. Ce s-ar întâmpla dacă acest corpuri cerești ar decide să încalce regulile și să-și schimbe forma? Corect! Ajunge să avem planete pătrate, sateliți triunghiulari sau poate chiar forme intergalactice pe care... Let's go, exact, fraților, de ce toate sunt... De ce toate sunt... Nu cuburi. Bile! Toate sunt bile, bro. N-are niciun sens. Bine, haideți să aflăm. Chiar n-are sens. Deci, cum se formează planetele în primul rând? Universul este plin de nori de praf și gaze care se învârt. Acești nori, numiți nori moleculari, sunt formați din diverse elemente și compuși, cum ar fi hidrogenul, heliul, carbonul, oxigenul și așa mai departe. Ei sunt ca o bucătărie cosmică plină de ingredientele necesare pentru a găti planete noi. Let's go, ok, are sens. Formarea planetelor se numește acreție. Să presupunem că se întâmplă ceva care provoacă instabilitate gravitațională, cum ar fi o supernovă în apropiere sau ceva de genul. Ok. Acest lucru împinge gazul și praful din nori și le face să se adune. Păi și de ce se adună fix așa, frate? De ce se adună fix așa? Sub efectul gravitației, aceste particule încep să se îndrepte spre un punct central. Ele se strâng mai aproape unele de altele, ca atunci când strângi o minge în mână. Și în cele din urmă sunt strânse atât de tare încât norul începe să se aplatizeze în formă de disc. Cam ca atunci când amesteci făină și apă pentru a face aluat de pizza. Acest disc se... Bă, are sens, față, dar totuși mi se pare ciudat că e prea perfect. Numește disc protoplanetar. De asemenea, se rotește deoarece particulele norului au avut o anumită rotație de la început. Acum, imaginați-vă aceste mici particule de praf și molecule de gaz care dansează în jurul discului. Uneori, ele se ciocnesc unele de altele, iar atunci se lipesc cascaiul. Ok. Aceste mici aglomerări de praf și gaz se numesc planetezimale. Ele sunt elementele constitutive ale planetelor. Pe măsură ce planetezimalele continuă să se ciocnească și să fuzioneze, devin din ce în ce mai mari, formând protoplanete. Protoplanetele au dimensiuni considerabile, iar gravitația lor devine mai puternică. Unele dintre ele au ajuns să fie atât de masive încât au devenit marile stăpâne ale vecinităților lor cosmice. Vă dați seama, adică așa poți fi și asteroizi, nu? Planetele pe care le cunoaștem și le iubim. Fiecare planetă are propria sa rețetă unică de gaze, roci și uneori chiar apă. Dar de ce arată planetele ca niște sfere? Ei bine, totul se datorează gravitației. Să ne întoarcem la protoplanetele noastre. Imaginați-vă că strângeți un balon cu mâini. Ok, asta e o protoplanetă. Păi da, dar balonul nu e perfect rotund, bro. Balonul nu e perfect rotund, băi, și fete, n-are sens. Lui se împinge înapoi creând presiune. Ceva similar se întâmplă cu planetele. Gravitația strânge materia spre interior, trăgând-o spre centru. Și deoarece gravitația acționează în mod egal în toate direcțiile, aceasta atrage materia din toate... Asta tot nu mă răspunde la întrebare. ...rezultând o formă asemănătoare unei sfere. Iar materialul respectiv se împinge înapoi cu presiune, rezistând forței de gravitație. În cele din urmă, ambele găsesc un punct în care se echilibrează reciproc. Treaba asta se numește echilibru hidrostatic, un termen sofisticat care înseamnă de fapt că totul în interiorul unei planete este în echilibru. Dar asta nu e tot. Un alt lucru care face ca planeta să fie sferică este rotația. A, bă, da, ok, are sens acum. Uiteți-vă, mingea de plasmină arată așa, băi și fete, dar știți că, gen, dacă faci așa cu mâinile, face așa, se face rotundă perfect. Imaginați-vă că o rotiți rapid. Materialul începe să se împingă spre exterior, făcând ca plastilina să se umflă la ecuator și să se aplatizeze la pol. Are sens, băi și fete, chiar are sens acum. Același lucru se întâmplă și cu planetele, pe măsură ce acestea... Păi ca și cum și ele, gen, sunt rotite așa două palme, dar palmele alea e altceva, e spațiu, aerul, toate astea. Și rotație împinge materialul spre exterior, ceea ce face ca planeta să se la ecuator. Acestea vor să devină din nou discuri, dar gravitația nu vrea planete cu cocoloașe. Vrea ca ele să fie frumoase și rotunde. Astfel, continuă okay. să tragă de materie, încercând să facă totul cât mai compact posibil. În cele din urmă, gravitația învinge, iar planeta se așează într-o formă sferică. Let's go, baby! GG pentru planetă! Nostru planetar. Lui Jupiter, gigantul sistemului solar, îi place să-și arate formele. Este atât de repede încât devine vizibil strivită la pol și dolofană la mijloc. Este ca un tobogan cu o burtă drăguță.
Saturn, minunea cu inele, se alătură de asemenea acestei petreceri. Se învârte cu frumoasele sale inele, iar forma sa e chiar mai pronunțată decât... Da, Saturn e cam ciudată, băi și fete. Aceste exemple arată cum rotația poate da planetelor o formă unică. Ele trec de la a fi perfect rotate, mamă, a avea o umflătură încântătoare în jurul mijlocului. Este ca o ceramică cosmică, în care mișcarea de rotație creează o formă jucăușă și distinctă. Așadar, acum știți de ce planetele sunt rotunde. Mamă! Ce este mai interesant este ce s-ar întâmpla dacă nu ar fi rotunde. Băi, și eu sunt curios, facem ampica? Întâmpla dacă ar fi, să zicem, cubice sau chiar piramidale. Ei bine, să vedem. O planetă în formă de cub sau de piramidă ar avea masa sa distribuită într-un mod complet diferit față de o sferă. Și știți ce înseamnă asta? Gravitația ar fi și ea struncinată. Pe o planetă sferică, gravitația atrage totul spre centru, deoarece masa este distribuită uniform în jurul acestuia. Dar atunci când introducem o planetă în formă de cub sau piramidă, lucrurile devin interesante. Dacă vă aflați în centrul uneia dintre aceste fețe, veți simți cea mai puternică atracție a gravitației. Asta pentru că fețele sunt cele mai apropiate de centrul de greutate și pe măsură ce vă îndepărtați de centru și începeți să mergeți spre margini, gravitația începe să vă joace feste. Oh, mamă, ce ciudat! Ați simți lupta împotriva gravitației înclinate. Mersul pe acele margini ar fi ca și cum ați urca pe un munte sau ați merge pe o pantă foarte abruptă. Oh, dar mamă, dar tu de fapt mergi normal. Bă, ce ciudat, să vă dați seama. Să ai sentimentul că urci, dar tu de fapt nu urci. Totul pentru că gravitația vă vrea chiar în mijlocul feței și nicăieri altundeva. Acum, imaginați-vă terenul de-a lungul marginilor și colțurilor. Mi-l imaginez. Este un peisaj arid, stâncos și uscat. De ce? Ei bine, toată apa s-ar aduna în centrul fiecarei fețe, lăsând marginile întinse și uscate. Și calitatea aerului? Ei bine, este fie inexistentă, fie atât de rarefiată încât nu poate susține viața. Ok, deci n-ar putea să fie pământul pătrat. A murit, adică el ar putea să fie, dar noi n-am mai putea să fim. Loc pentru a stabili o tabără, asta e sigur. Și nu uitați hainele călduroase, prânzul și cizmele de drumeție. Veți avea nevoie de ele din cauza climatului nebunesc. Tipul de climă pe care îl veți întâlni pe pământul nostru în formă de cub sau de piramidă depinde de modul în care acesta se învârte. Ok, mi se pare interesant, nu știu de ce. Temperat. Cu toate acestea, dacă se rotește pe o axă care trece prin două dintre fețele sale, lucrurile devin intense. Imaginați-vă o versiune în roller coaster a climei noastre actuale. Unele fețe ar fi tărâmuri polare minunate. Nu vreau să-mi imaginez. De jos pentru cub și fața de jos pentru piramidă. Între timp, celelalte fețe ar fi complet diferite. Într-un cub, acestea ar fi foarte fierbinți, cu un climat ecuatorial care v-ar face să transpirați non-stop. În loc ca lumina soarelui să se curbeze ușor de-a lungul suprafeței, aceasta ar ajunge direct pe aceste fețe. Exact. Băi și fete, așa a pus Dumnezeu soarele, băi și fete, fix să nu ne ardă, știi ce zic, numărul 1 Dumnezeu. Acest lucru ar crea variații de temperatură fascinante pe întreaga planetă. Mamă, și asta, băi. Pe măsură ce vă deplasați de la bază spre vârf, temperaturile vor scădea treptat. Baza, unde lumina soarelui lovește cel mai direct, ar fi cea mai caldă regiune, la fel ca în cazul climatului ecuatorial, cu care suntem familiarizați pe pământul nostru. Da, dar vă dați seama că nu o să se întâmple ceva, pentru că n-am putea să trăim așa. Dar pe măsură ce vă aventurați spre vârf, unghiul de incidență a luminii solare ar fi mai puțin direct, ceea ce ar duce la temperaturi mai scăzute. Dar baza este în continuare super rece și întunecată, deoarece lumina soarelui nu ajunge direct la ea. Deci piramida ar fi ceva absolut nebunesc în ceea ce privește schimbările de temperatură și zonele climatice. Apropo, știți acea pătură confortabilă de aer pe care o numim atmosferă? Ei bine, pe pământul nostru unghiular, lucrurile ar fi puțin cam dubioase. Gravitația ar atrage mai puternic din centrul fiecarei fețe. Care ar fi rezultatul? Atmosfera ar trece prin niște schimbări nebănuite. Imaginați-vă, în centrul fiecarei fețe, unde gravitația este cea mai puternică, atmosfera s-ar aduna și s-ar îngroșa. Ar fi ca un oraș plin de viață, plin de molecule de aer. Dar pe măsură ce vă aventurați spre margini, lucrurile ar începe să se subțieze. Atmosfera ar deveni rarefiată și foarte subțire. Așadar, respirația de-a lungul marginilor ar fi o adevărată provocare, iar marginile ar fi un loc dificil pentru ca viața să se dezvolte. În plus, o atmosferă mai subțire înseamnă... Da, practic eu n-aș vrea să trăiesc pe o planetă, dar asta scrieți-vă la comentarii dacă v-ați vrea să trăiți. Gen, dacă ați putea să trăiți, că nu puteți, practic, așa, de gen, dacă cumva s-ar putea, eu n-aș vrea. Acestea sunt doar o explorare jucăușă a ceea ce ar putea fi. Pământul nostru își iubește forma sferică, iar acesta este un lucru bun, dar nu este nimic rău în a ne imagina posibilități. Scrieți la comentarii, băieți și fete, dacă ați vrea să trăiți pe o planetă de genul. Chiar sunt foarte curios.